Ce-ți reclama aia la pateu? Picat, picat! Unul dintre cele mai comune lucruri pe care îl am cu voi mă duce cu gândul la anul 2 de facultate. Pe al doilea semestru am avut o materie care mi-a displăcut destul de mult și nici nu învățam pentru ea. Fie ea școală sau facultate, mai mult ca sigur ai avut și tu o materie dintre asta. Ca să trece materia, pe lângă laborator, trebuia să dăm un examen dificil, din punctul meu de vedere. Dar m-a lăsat ghida de ego, care îmi spunea să nu-mi fac griji, pentru că o să trec examenul. A fost alături de mine exact până ziua examenului, atunci am rămas singur. Tovarășul meu de nădejde mă abandonase. Ghiciți ce-a urmat. Un bilet doar dus spre rânda 2. După puțin timp, prietenul meu și-a făcut iar auzită vocea. Bă, Luci, nu e vina ta, materia e grea. Profesorul a vrut să picați. Ai mai și avut o zi proastă, stai liniștit. Aproape întotdeauna calea către victorie este ca un drum asfaltat anul trecut aici în România, plină de hopuri. Deoarece nu am înțeles cine a fost de vină pentru că am picat și că mi-am mirosit timpul, în ziua examenului, a doua oară, am avut un deja vu. Știți reclama aia la pateu? Picat, picat! Și așa a rămas. După cum am zis și în videoul despre lene, trăiește fără să ți irosești timpul, deoarece el este limitat. Pentru un examen, n-ai timp infinit alocat. Ori știi, ori nu știi. Există două tipuri de timp. Timp viu, dacă învățăm pentru examen, și timp mort. E atunci când aștepți trenul sau chiar stai în tren. Putem face tranziția, pregătindu-ne dinainte. Ca student, călătorești destul de mult, pentru că ți se face dor de casă. Iar pentru a nu pierde 5 ore pe drum, cum era în cazul meu cu trenul, ia și studiază pentru următorul examen sau fă orice altceva productiv, pentru care niciodată nu ai timp. Dar acum ai. Reveni la examenul, buclucaș. Ce-am zis eu atunci? Mi-am învățat lecția. De data asta învăț. Îl iau în runda finală. Dar am timp să învăț toată vara. Prezentarea a treia se afla în toamnă. Deci toată vara puteam să învăț. Dar știți voi cum e studentul. Tot pe ultima sută de metri învață, dacă învață. A trecut toată vara și nu învățase nimic. Mai aveam doar o săptămână, așa că m-am apucat serios de treabă. Am învățat tot ce ne fusese predat și eu în sfârșit înțelesesem. Înțelesesem materia. Am dat tot ce am putut în acea săptămână. Dar uneori, chiar dacă vei da totul, obții rezultate negative. John Wooden zicea să schimbăm definiția succesului, să avem conștiința împăcată. Acum știu că am fost câștigat, chiar dacă m-am făcut de o restanță în acea zi. Am învățat mult în săptămâna respectivă, iar povestea de-abia aici începe. În facultate e ca în viață. Ai și rezultate bune, dar și proaste. Dacă te uiți înapoi, nu te mândri cu examenele trecute, ci învață din cele picate. Iar dacă tot investești energie, fă-o cu drag. Anul următor am luat examenul cu notă bună, dar nu m-a interesat asta, ci mă gândeam că am prins drag și îmi place materia. Drept urmare, încă un an mai târziu, pentru lucrarea de licență am pregătit un proiect de automatizare pe care îl puteți vedea pe Instagramul meu. O să vă las exact aici pe ecran. Proiecția avea la bază cunoștințele acelei materii. Ca o concluzie, pot spune că din lucru pe care îl avem în comun, adică din eșec, înveți mult mai mult decât dintr-un succes. Așa că pentru a prospera, lasă ego-ul deoparte. Am ales să filmez noaptea deoarece subiectul dezbătut este eșecul, iar eșecul nu prea are lumină, doar puțină, cum am eu de la far.